Din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze și așa după cum ați înțeles, după cum probabil cei mai mulți ați știut, tema din seara aceasta, după cum deja s-a prezentat, este moda lumii. Un subiect foarte sensibil și din orice punct de vedere l-ai prinde sau surprinde sau discuta, în mod sigur vor fi păreri împărțite. Oricum ai face, oricum ai căuta, fratele Valeriu a încercat în felul cum s-a exprimat și sigur și el s-a tot scuzat și tot a spus că cu duioșie, nu cu răutate, nu cu intenții, să jignească pe cineva. De ce? De ce spunem asta? Tocmai pentru că știm că e ceva foarte delicat, foarte sensibil și dacă eu înțeleg într-un fel, sigur este aici altul care înțelege altfel și de la înțelegere și la practică, apoi, iar e mare diferență. Că de multe ori vorbim noi multe aici, și fete și băieți. Dar când îi să trăim, cădem examenul. Așadar, în mod sigur și în seara aceasta, în gândurile care le-am primit, în gândurile la care am putut să mă concentrez și îl rog pe Domnul să mă ajute să le expun cât mai clar pentru voi toți, pentru dumneavoastră, în mod sigur, de la A la Z, să zicem așa, vor fi păreri și de altă natură. Ei, dar tocmai din pricina aceasta suntem chemați să, cum spune Apostolul Pavel, la îngăduința creștină, să ne îngăduim unii pe alții. Cunoaștem în parte, prorocim în parte, dar în ceea ce am ajuns de o părere, hai să umblăm la fel, zice Pavel Efesenilor la un moment dat, nu? Așadar, indiferent cine ar ține tema, aceasta sau altele, iară sensibile, învățați-vă să nu fiți rapid judecători. O, ce spune asta? O, ce face asta? Ci mai bine vă rugați, Doamne, poate fi o lumină, poate să se completeze lumina prin cineva. Și atunci, mai ușor creștem, ne dezvoltăm și să știți că niciunul dintre noi nu cunoaște adevărul absolut. Pentru că adevărul absolut e Dumnezeu. Iar Dumnezeu este atât de mare încât noi nu-L putem cuprinde. De exemplu, cu privire la sistemul acesta al lumii, care parțial am putea numi în discuția noastră din seara aceasta și moda lumii, dacă te uiți pe mapamond, adică pe toate meridianele Pământului, vei observa că cultura joacă un rol foarte important. Și referitor chiar la creștini, chiar la oameni născuți din nou. Ce să mai vorbim de ceilalți care nu sunt născuți din nou, care de fapt dau tonul la un sistem lumesc și sigur și la punctul acesta moda lumii. Dacă te uiți la europeni, au un stil. Dacă te uiți la africani, au alt stil. Total diferit față de noi. Dar așa acolo e modă. Dacă te uiți la musulmani, în țările unde sunt musulmani, să știți că și ei au prezentări de modă în stilul lor. Că și ei s-au luat, s-au orientat după tot felul de actualități, că și ei vreau să fie actuali. Dar sunt total diferiți. Niciuna din surorile noastre nu seamănă cu ce prezintă musulmanii acolo. Da? Și niciunul din bărbați probabil nu e îmbrăcat astăzi într-un stil cum o cultură musulmană prezintă moda. Prin asta ce vreau să zic? Vreau să zic că trebuie să acceptăm că în primul rând, unde ne naștem și unde creștem, asta ne formează. Și asta ne până la urmă, dacă chiar vorbind, fie de oameni pocăiți, fie de nepocăiți, ne îndoctrinează într-un anume stil. Stilul ăsta nouă ne dă direcție. Deosebire ar trebui să fie, într-adevăr, și cum fratele Valeriu spunea deja, între un om pocăit și un om nepocăit. Dar acum trebuie să vedem unde, când și cum. Asta e cel mai greu să explicăm. Pentru că până la urma urmei, aș vrea să fiu foarte sincer și transparent față de voi, cât reușesc mai bine să mă exprim, mă voi exprima și voi fi foarte deschis cu voi. Tocmai de aceea ziceam că, indiferent cum și ce vom expune, sigur, unii veți gândi și altfel. Și respectul meu pentru fiecare care gândește altfel. Dar priviți, din ce știți dumneavoastră, sunteți tineri. Eu am prins o perioadă, de exemplu, când m-am născut și am început să cresc, părinții mei deja erau pocăiți, ca să nu te potrivești lumii atunci și modei lumii, dacă lumea avea frizură, tu trebuie să nu ai frizură. Unii ați citit sau ați auzit de lucrurile astea, nu? Mergeam deja la școală și mi-era tare năcaz și eram tare supărat că numai eu eram chel în cap și ceilalți toți aveau păr.
Nu a fost lungă perioada aceasta, că am prins un pic de schimbare, părinții mei au fost conservatori, dacă îmi permit să spun așa, dar la partea aceasta au văzut totuși că un pic e extremă și rapid, destul de rapid, deci la, nu mai știu, până câte clasa, a treia, a patra clasă, deja s-a schimbat, măcar că am crescut la oraș. Fac diferența aceasta nu ca să mă laud, ci ca să vă gândiți că nu undeva într-un cătun, au fost născut nu știu unde acolo, nu, în oraș. Da? Și era biserică de oraș. Ce să mai zicem de alții care au fost crescuți probabil într-o altă regiune, poate mai închisă, mai, da? Ei, și atunci sigur că n-am știut. După aceea, când am crescut mare, am auzit și alte extreme, dar tot de la oameni sinceri. Asta vreau să spun, oamenii erau sinceri, deci nu, dacă cineva a introdus chestia asta la pocăiți, la penticostale, în mod de zis, că frații baptiști erau cu totul altfel, da? Dacă cineva a introdus, o introdus-o, să știți, din sinceritate. Așa au înțeles ei, un grup de oameni, la un moment dat, unu, doi, trei, s-au înțeles, au fixat ei niște rânduieli în anumite locuri, în anumite biserici și așa înțelegeau ei. Ei, acum eu spun clar, ei n-au păcătuit, pentru că ei, în mod sigur, așa au înțeles credința, așa au căutat să se sfințească în felul acesta. Dar în momentul când s-a dezvoltat lucrarea, da? Mai dau două exemple și apoi, dacă nu, îi trevin aici. După ce am crescut un pic mai mare, am auzit și alte extreme mai urâte. Și să știți că ce spun nu-s povești, e realități. Ca să nu fie la modă, când copiii mergeau la școală, din când în când trebuia să cumpere uniforme noi, haine noi pentru școală, da? Uniformă, cred că înțelegeți toți termenul ăsta, nu? Ei, era câte o familie care, ca să nu se mândrească copilul, ca să nu fie după modă, haina aceea nouă mai întâi o rupea și după aia o cârpea, haina nouă. Vi se par astăzi lucruri absurde, lucrurile acestea. Dar să știți că tot din sinceritate, unii oameni duși în extremă, au practicat credința în felul acesta. Alții, tot oameni maturi, își cumpărau o pereche de pantaloni, cum era atunci, un sistem anume. Nu se aude? Scuze. Își cumpărau pantaloni, de exemplu, și foarte mulți stăteau la țară. Aveau grajd, aveau animale. Înainte de a merge la biserică, mergeau la grajd, lucrau la grajd, cărau gunoiul, fânul și tot, ca să-și murdărească pantalonii aceia, ca să nu se îngânfe. Deci, din dorința de a te sfinți, din dorința de a nu fi ca lumea, unii dintre ei noștri, trebuie să o recunoaștem. Noi judecăm, deci vă rog frumos să aveți maturitatea asta, eu nu de aceea spun să le judecăm faptele, pentru că noi n-am trăit în epoca lor, da? I-au judecat alții în vremea aia, chiar dintre pocăiți i-au judecat. Dar au fost niște situații concrete prin care ei vroiau să se sfințească și au zis, mă, noi nu vrem să fim moderni, noi nu vrem să fim ca lumea. Dar acum, de ce am dat exemplul acesta? Sau exemplele acestea? Pentru ca să înțelegem că lucrurile întotdeauna pot fi duse și la extremă. Dorința de a te sfinți e bună, dorința de a fi după voia Domnului e foarte bună. Dar e foarte important să rămânem într-adevăr într-o simplitate a trăirii pocăinței. Să nu complicăm lucrurile. Și aici, cel puțin pe din două, se împart lucrurile. Sunt unele lucruri în Biblie care apar simplu și foarte clar. Acelea trebuie trăite așa cum sunt. Cum le arată Biblia? Zice, Biblia iartă că dacă nu ierți, nu ți se iartă. Aici nu ai multe ce explica dacă vrei să fii sincer. Biblia spune să faci bine la oricine, dar mai ales fraților în credință, dar zice să fii cel dintâi în fapte bune. Aici iară n-ai multe de explicat, n-ai multă filozofie dacă vrei să fii sincer. Dar sunt unele lucruri care într-adevăr nu le avem motamo scrise în Biblie. În Biblie nu se pomenește nimic, se amintea mai înainte de telefon. Înseamnă că avem libertate, nu? Hainele prinse și destul de clar prinse hainele, adică îți dă niște dimensiuni, niște parametri, da? Și chiar aminti Vali. Smerenie, umilință, să fii
Omul acela care să nu ieși în evidență, da? Să nu fie haine scumpe. La mașini? Păi nu erau pe vremea aia mașini. Atunci ce facem? Cumpărăm cea mai tare mașină, nu? Dacă reușim să ajungem pe un salar, după un an de zile, dacă poți să-ți iei un credit, că ești tare, ești necăsătorit încă, să câștigi inima fetelor, îți iei cel mai tare BMW, nu? Sau Mercedes, sau știu eu, nu? Și vii pe aici, parchezi și când pornești de pe loc să se învârtă, să iasă fum și ești tare, nu? Că în Biblie nu scrie. Ei, vezi, sunt unele lucruri care degeaba le cauți motamon în Biblie. Sau, s-a amintit de Avram. Sigur că și Avram, și Iacov, și toți sfinții la care Dumnezeu s-a revelat, au avut un fel al lor de a trăi cu Dumnezeu în perioada aceea, în epoca lor. Pentru noi e foarte greu să pricepem. Și de ce? Pentru că Dumnezeu s-a revelat cu totul diferit față de cum s-a revelat nouă. Până și diferența între Moise și Avram este foarte mare. Pentru că felul cum Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, cum îi dă legea, cum îi se descoperă cu anumite rânduieli, nu vă supărați, Avram nu le-a ținut. Avram, ani de zile, a trăit fără tăiere împrejur. Nu din prima zi de când s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a tăiat împrejur? Și lucrul acesta îl preia și Moise în lege și spune categoric orice parte bărbătească dintre evrei să fie tăiat împrejur, nu? Dar pe lângă tăierea împrejur, sunt sute de porunci în decalog, care Avram nu le-a ținut. Dar acum, cine-i vinovat? Niciunul. Că Dumnezeu își cere în funcție de cât s-a revelat în epoca aceea, în perioada aceea. Acum, pe unii ne condamnă pe noi la ora actuală, chiar dacă mă deplasez puțin de la moda lumii, doar ca să înțelegeți că trebuie să fim foarte atenți când vorbim sau când judecăm sau când analizăm anumite lucruri. Unii ne condamnă, de exemplu, sunt o categorie de evrei care îl acceptă pe Mesia. Unii dintre ei, neapărat, fiindcă sunt evrei, nu numai că acceptă tăierea împrejur, dar o și propovăduiesc. Am găsit pe unul de ai noștri, deci nu de aici din biserică, a fost pe la noi pe la biserică. El nu trăiește în Austria. Dom'le, cum nu o da de ei până la urmă și s-o tăiat împrejur, dom'le? Dar nu că au avut infecții sau probleme, iertați-mă, da? Ci din încredințare că ca să fii mântuit, uite așa zice Biblia, cum? Adică tu desfințezi legea, că Iisus a venit să împlinească legea, nu? Vini mai aproape de noi și să fie cu iertare. Nu condamnăm, nu suntem aici să judecăm noi pe alții ce încredințări au. Dar cel puțin trebuie vorbit în asemenea întâlniri ca să vedem ce e de făcut. Dacă nu ții sabatul, știți că asta a fost problemă și pe vremea apostolilor, nu ești mântuit. Și știți că este o categorie de oameni, de creștini care se numesc, da, creștini, care spun foarte clar, dacă nu ții sabatul, nu duminica, nu lunea, nu marța, sâmbăta, nu ești mântuit. Da, mă, dar Iisus, dar jertfa lui Iisus, da, e foarte valabilă, dar trebuie să faci asta. Acum, în tumultul acesta de situații, vine și ideea cu moda lumii. Deci e foarte greu să tragi o linie să spui, asta e albă, asta e neagră, nu? Bunoară. Să venim mai aproape sau cât de cât să gândim un pic mai profund. Am spus când eram eu copil, dar venim acum. Care dintre dumneavoastră nu sunteți la modă îmbrăcați aici? Care dintre dumneavoastră aveți haine care acum 50 de ani se purtau și astăzi nu se mai poartă? Care dintre dumneavoastră aveți un pantof care acum 50 de ani se purta și astăzi nu se mai poartă? Pricepeți un pic și lucrul ăsta. Dar atunci, care e problema cu moda? Păi exact ce amintea și Vali. Nu uitați că sunt niște aspecte sensibile, dar noi, în primul rând, trebuie să avem claritate. Biblia pornește de la noi toți sau când aduce la cunoștință calea mântuirii, Biblia spune, voi erați morți. Și ca să pricepi ceva, ca să ai un contact cu Dumnezeirea, tu trebuie să fii adus la viață, nu? Să fii adus la viață.
E în momentul când ești adus la viață din nou în Hristos, adică nașterea aceea din nou, dacă o ai, urmează foarte important creșterea. Unde crești? Cine te crește? Exact cum spuneam, cultura și familia și biserica. Și astea, că vrei să accepți, că nu, îți dau 80% cel puțin din toate valorile care tu le vei avea. Cel puțin până la o vârstă. Dacă vei avea parte de o revelație deosebită, da, Dumnezeu poate interveni dacă ești pe o cale rea, să te ducă pe calea veșniciei. Dar vorbind de oamenii născuți din nou, ești într-o familie de pocăiți, mergi la biserică, cum sunteți și voi, mulți tineri, Duhul Sfânt, deja v-a cercetat, s-a coborât peste voi, unii sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, alții deja sunteți botezați în apă. Ei, creșterea voastră contează foarte mult și, nu uitați, un aspect foarte important, sănătatea. Dacă trupul e foarte important să fie sănătos ca să fii în putere, să ai tărie, să poți să activezi, să știți că și Duhul. Nu e destul să fii născut din nou. Nu e destul să ai o creștere oarecare. Tu trebuie să fii și sănătos din punct de vedere duhovnicesc. Ei, și în nivelul acesta vine Biblia și spune, voi n-ați primit Duhul Lumii, nu? 1 Corinteni 2:12. Dar noi ce am primit? Păi dacă ești născut din nou, tu ai primit Duhul care vine de la Dumnezeu. Adică prin nașterea aceea din nou ai primit Duhul lui Dumnezeu, da? Nu uitați, sunt cele două duhuri care lucrează la ora actuală în univers. Duhul Lumii sau Duhul lui Dumnezeu. Tu dacă ești născut din nou, asta iar e de subliniat foarte puternic pentru noi. Apropo, întrebările, spunea fratele Daniel că a rămas să fie puse pentru data viitoare, de aceea mă voi duce încă și nu punem întrebările acum, adică nu le dăm răspuns. Se vor analiza și vom căuta să dăm răspunsurile cele mai bune pentru data viitoare la tema asta, da? Deci e foarte important să înțelegem că odată născut din nou, creștinul are în el doi oameni. Și aici apare acea stare de veghere. Aici apare acea stare de atenționare, cum spune aici Pavel Romani 12, s-a citit cu 2, să nu vă potriți chipului veacului acestea. Adică nu neapărat numai moda lumii. Că spui, domnule, eu nu sunt modern, eu nu mă îmbrac la modă, eu nu fac frizură la modă. Da, dar pentru aia poți să te ghidezi după un chip al veacului, adică după un sistem al lumii, da? Deci voi trebuie să înțelegeți foarte bine. În momentul când te-ai născut din nou, în tine sunt doi oameni, de aceea vine Romani 8 foarte clar și menționează, creștinul trăiește prin Duh sau după Duh. Da? Și aici în Romani 8, de la 1 la 11, apare partea aceea care voi o știți bine. Îndemnurile Duhului, îndemnurile firii sau umblă după lucrurile Duhului, umblă după lucrurile firii, fiecare cu consecințele, nu? Ei, într-una din părțile acestea ale firii pământești, ale lucrurilor firești, există și sistemul acesta de modă, moda lumii, despre care noi încercăm să discutăm câte ceva în seara aceasta. E foarte important să înțelegi, Romani 8:5 spune foarte clar, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Dar aici apare diferența. De ce este riscant să mergi după moda lumii? Pentru că sunt cel puțin câteva aspecte care voi trebuie să le înțelegeți, câteva deja le-a surprins și fratele Vali. E foarte important să înțelegi că moda aceea păcătoasă, o numesc eu, da? Vârful acela al modei, da? Întotdeauna caută să te facă, pe cât posibil, cât mai evidențiat. Mă, tu ești în top, tu ești primul. Dacă ieri a apărut, azi neapărat dacă poți să fii și tu acolo. Cu stilul acela de îmbrăcăminte, cu stilul acela de frizură, cu stilul acela de pantof, cu stilul acela cum se... Și aici e automat o umblare. Aici e o problemă majoră a Duhului, da? Tu nu te mai focusezi înspre părtășia cu Domnul, înspre trăirea cu Domnul, ci înspre a fi primul sau printre primii care absorb tot ce-i nou. Tot ce-i nou... cu un duh care nu-i Duhul lui Dumnezeu.
Înțelegeți? Aici e adâncimea. Apoi, în mod aceasta, ea se pervertește tot mai mult, pentru că, cum spunea fratele Vali, depinde cine-i dă tonul. Ați auzit de pantalonii aceia, da? Păi deja când te duci pe studiu și zici, Doamne, fug de chestiile astea de numă, nu? Acum o informație care o am și eu. Aia a dispărut, dar a apărut în biserică să vină, pentru că în lume e la modă, nu? Pantalonii aceia scurți și fără ciorapi, da? Adică pantaloni lungi, dar nu scurți, dar lungi să se vadă 10-15 cm, da? La băieți, da? Că spunea de băieți, fratele Vali. Avem și noi destule. Foarte strâmți pe picior. De unde pornesc? Păi ce, tot cam de la LGBT, tot de pe acolo pornesc, nu? Deci până la urmă, sunt unele extravaganțe și unele situații care te duc în extremă. Din start, tot ce te duce în extremă, fie cât de actual, ar trebui să anulezi ca și credincios. N-ar trebui să umbli după ele. Apoi, de obicei, ce apare în top, e scump. E mai scump ca nivelul general, pentru că e noul model, e noul stil și, sigur, comercianții știu că așa se fac banii. Ori tu, ca și creștin, tu nu trebuie să fii încurajat înspre a cheltui, înspre a face risipă, da? Biblia chiar atinge punctul ăsta și s-a citit, nu cu haine scumpe. Bun, acum trăim și o perioadă, de aceea nu-i de condamnat dacă îl vezi pe cineva care știe că are o cămașă de marcă, imediat să-l condamn, au dat 100 de euro pe ea. La ora actuală trăim tot felul de oferte, tot felul de anghebote apar și, într-adevăr, de multe ori, la anumite haine, nu plătești doar firma, plătești și calitatea, adică este și o calitate, nu? Dar important este și aici ce te poartă. Chiar dacă umbli numai după acțiune. Și e o cămașă de boss la 25 de euro, cum o iei și cealaltă. Dacă tu numai după astea umbli, până la urmă trebuie să intri mai adânc în ființa ta. Ce te ademenește ca să te focusezi pe linia asta? Nu cumva concurența, nu cumva extravaganța, nu cumva să fii exclusivist în grupul tău, să fii tu cât mai tare în parcare. Aici ai păcatul, iubiților, aici ai păcatul. Și Biblia, dacă zice chipul veacului sau din chipul veacului noi luăm o arteră și spunem moda lumii, chipul veacului, am spus, cuprinde mult mai mult, da? Moda lumii, una din punctele vinovate este tocmai aici. Partea aceasta, să te facă exclusivist, să te facă mândru, să te facă îngânfat, să te facă că tu ești mai special, că tu ai bani, că tu ești tare, și asta ce-i? Mândrie, prostie, cădere. Înțelegeți de ce un creștin n-ar trebui să meargă după sistemul lumesc sau după moda lumii? Există o modă care o numesc eu nepăcătoasă, cea pe care v-am amintit-o, mai am o haină. Să știți că bunicul meu n-a avut haină de asta. Să știți că bunicii noștri, în general, ăia mai bătrâni, deci care poate admeasă străbunici, da? N-aveau pantaloni de stofă. Aveau pantaloni țesuți, la războiul de țesut, stofă mai groasă sau din in sau din, știu eu, orice altceva care era atunci natural, da? Lână și așa mai departe, nu? Asta înseamnă să nu mai cumpăr o haină de genul ăsta? Sau o cămașă de asta fină, care noi o avem, sau voi o aveți, sau o fustă, nu? Există mediu clasic, da? Și sunt prezentări de modă într-un costum foarte frumos. Nu? Am aliau sau nu-l iau? Mirele, când se îmbracă, cum se îmbracă? Cum a fost tata acum 30 de ani, 40, 50 de ani? Hai să fim serioși. Ei, dacă e un nivel cu bun gust... Da? Înțelegeți nivelul, da? Moda iarăși are aspectul ăsta bolnav, moda păcătoasă, da? Că vrea să te scoată în relief. Cum am zis, băieții, în funcție de perioada aceea a Duhului Vremii, ce oameni dau direcție,
Dacă sunt oameni bolnavi de sex, și la ora actuală știți că avem o societate bolnavă după sex, da? Vor căuta și pe bărbați să-i facă cât mai porniți înspre a trezi sexualitatea la femei. Măcar că fetele nu sunt atât de slabe cum sunt băieții. Și din cauza aceasta, pe corp dacă se poate, da? Tricou, cămașa, pantalonul, să ți se vadă organele genitale dacă se poate cât mai bine. Pentru că așa e la modă, nu? Dar de ce e la modă? Pentru că e un duc de drac care caută să te compromită și să le facă pe altele să păcătuiască. La voi la fel, fetelor. De ce, amintea și Vali, o modă tot mai dezbrăcată, dacă se poate? Tot mai deșanțată, tot mai transparentă. De ce? Pentru că sexologia joacă un rol important în societate și în decăderea omenirii, ăsta e pasul care îi va duce tot mai jos. Tot mai jos. De ce tinerii sunt atât de slabi, și fete și băieți, că acum și fetele cresc în slăbiciunea aceasta tot mai mult, în pornografie și în acte de tot felul care te duc înspre sex? Apoi, apropo, că sunteți tineri și vă prinde bine, întreb doi tineri și spui, ai trăit împreună? A, nu, n-am trăit împreună. Ok, n-ai trăit împreună. Dar ați făcut anumite acte care sunt păcate înaintea lui Dumnezeu? Ați avut anumite atingeri intime? Ați avut anumite orgii ale păcatului? A, ești fată mare. Chiar ești fată mare, foarte bine. Dar ești și curată dacă ești fată mare. A, ești fecior, frate. Da, ești chiar fecior? Gândiți-vă, de unde vin atacurile astea peste noi? Păi vin din afară. Ei, noi ar trebui să veghem. Unul din punctele vegherii se cere și la aspectul acesta. Nu te focusa pe modă. Că moda aici te duce în extremele căderii a păcatului. Există, deci, cum am spus, un nivel a unei mode nepăcătoase, adică un fel a unei culturi care se dezvoltă pe Europa, care se dezvoltă pe Africa, care se dezvoltă în Antarctica, de exemplu, dacă te duce, sau pe diverse meridiane. Da? Ei, asta nu e o problemă dacă rămâi și cu asta în limite, că poți și un costum care spui că e clasic. Să te mândrești cu el, să te îngânfi, înțelegi ideea? Poți și cu o rochie care e foarte simplă, nu stă mulată pe tine, nu-i scurtă, nu-i crăpată, e decentă, da? Poți și cu ea să ai o tentă de a-ți mișca picioarele într-un anume fel. Ține cont de lucrul ăsta. Nu neapărat să fii numai cu fustă scurtă sau numai cu fustă strâmtă ca să stârnești anumite lucruri. Contează foarte mult și cum îți miști picioarele. Da, și cum stai cu bazinul mai ridicat, mai cocoșat, mai cum stai, da? Deci e foarte important cum te raportezi la felul tău de sfințenie, de curăție, de neplinire, de apropiere de Domnul. Deci, apoi, dacă vorbim de toate accesoriile, da? Care, pe lângă haină, sunt foarte multe care pot să vină, da? De aceea Pavel merge ca nivel general și Petru, da? Și punctează. Femeia să fie îmbrăcată cu rușine, sfială, într-un mod cuvincios. Adică partea feminină. Adică, cu alte cuvinte, modestia să fie la ea acasă, să nu ieși în evidență și să nu atragi privirile, să te strecori prin lume, fără ca să facă cineva un blic extraordinar, da? Nu cu haine scumpe, nu cu podoabe, nu cu... Și pentru mândrie, și pentru risipă de bani, dar și pentru atracția aceasta care poate fi foarte dăunătoare. Ori, dacă am înțelege nivelul acesta, atunci, într-adevăr, focusarea creștină ar trebui să fie să umblăm după Duh. Dar nu atât de mult că, vai de mine, acum, cum am spus de ăștia, domnule, neapărat... Facem un croi anume ca să avem croiul nostru, nu? Nu. În lume găsești lucruri decente. Du-te, cumpără-le, nu-i nicio problemă. În lume găsești lucruri care acum un an probabil nu s-au făcut, sau acum 10 ani. Nu-i nicio problemă, cumpără-le. Dacă nu te scot în evidență, dacă nu te provoacă, dacă nu-l provoacă pe altul, dacă nu o faci din concurență, dacă nu o faci cu dorința de extravaganță, de a te arăta cine ești, pricep lucrul ăsta. Dar cât cu privire la lucrurile păcătoase, la sistemul acela păcătos al modei,
extravagantă, să te scoată în evidență, să te facă să te expui cu trupul tău, cu ceea ce tu, Dumnezeu ți-a dat ca să păstrezi în sfințenie și în curăție. Aceea este păcat. Aceea este inadmisibil. Nu uitați! Modestia și simplitatea trebuie să ne caracterizeze și dorința de a fi după voia Domnului, începând din inimă. Sigur, dacă ai în inimă curăție, Biblia spune că din inimă ies. Sigur, o inimă necurată arată Biblia ce spune că iese din ea. Tot felul de necurății, tot felul de pofte, tot felul de răutăți. O inimă curată se vede și acolo. Bunătate, blândețe, Coloseni, nu? Zice, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, de răbdare, de dragoste și așa mai departe. Închei pentru că timpul deja s-a expirat. Dacă Domnul ne ajută și ne dă viață, vom continua puțin data viitoare. Ca linie generală, cel puțin din partea mea, cred că v-am dat câteva idei, puteți gândi, puteți dezvolta, puteți medita și trimiteți la frață întrebările și vom căuta să răspundem în măsura în care vom reuși. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvinteze. Suntem la cea de-a doua tematică, moda lumii, și prima parte vreau să fiu, dacă reușesc să mă înscriu, să fiu cât se poate mai scurt, ca să rămână pentru partea a doua mai mult timp. În primul rând, aș vrea să vă reamintesc ce am spus pe scurt și data trecută, câteva idei. Oricum aș vorbi și oricine ar vorbi despre tematica aceasta, vor fi persoane care văd cu totul altfel lucrurile și este o lucrare sau un subiect atât de și de controversat, dar și de vast, încât, sigur, trebuie foarte mult timp să poposești ca să, asupra acestui subiect, ca să spui cât de cât că te-ai apropiat să dezbați mai cu deamănuntul tot ce ține de lucrarea aceasta. Dar, după cum ați văzut și rândul trecut, cei care ați fost, am reușit câteva idei și gânduri să desprindem împreună. Ceea ce vreau să mai spun încă este că, dacă rândul trecut v-am spus, important este să țineți cont, dacă vorbim de moda lumii, pentru un credincios mai întâi trebuie să fie acel credincios născut din nou, adică să fie revenit din nou la viață. Practic asta ar trebui să fie primul control la noi. Un om care încă nu s-a născut, nu te gândești cum îl îmbraci, nu te gândești ce hrană îi dai, chiar copilașul acela care încă nu e născut, nu? Sau chiar dacă te gândești, e ceva fictiv, ceva ireal, adică nu poți să practici. Dar un copilaș când s-a născut, atunci sigur ești atent cum îl grijești și așa mai departe, așa e și în credință. Apoi trebuie vegheat la creștere. Cine te crește, cum te crește, anturajul, de aceea și Biblia spune să nu părăsim adunarea, în adunare, cu părinți duhovnicești, cu grupuri serioase care caută pe Domnul, creștem înaintea Domnului și spuneam, după aceea vine vegheria și la nivelul acesta, sigur, s-a citit și Roman 12, 1 cu 2, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestea și ziceam rândul trecut că din tot ce înseamnă chipul veacului există și o arteră care o putem numi moda lumii. Dar moda lumii nu înseamnă tot ce înseamnă chipa veacului, nu? Chipul veacului înseamnă Duhul lumii. Noi avem Duhul lui Hristos și cei de afară au Duhul lumii. Dacă ne naștem din nou, automat Duhul lui Hristos intră în noi, ne revoluționează, ne schimbă viața. Dacă nu ne naștem din nou, chiar dacă venim la biserică, cel mult devenim bisericoși. Dar suntem atunci niște oameni lumești, nenăscuți din nou, Duhul lumii ne conduce, chiar dacă avem niște principii morale, cât de cât echilibrate, dar nu avem trăirea aceea cu Dumnezeu. Și tocmai asta se vede la unii oameni religioși din afară. Ei nu știu ce înseamnă mărturisirea păcatelor, sau dacă o știu, o știu așa la nivel general, la un Paște, la un Crăciun, merg și se spovedesc, dar nu conștientizează profunzimea aceea a ruperilor de Dumnezeu și nu conștientizează că în fiecare zi să mergi împărtășia cu Domnul. Eu am găsit oameni religioși care se țin bine de biserică, de o anumită biserică tradițională și totuși când e vorba să spui, mă, dar în fiecare zi citești din Biblie? Cum adică? Dar în fiecare zi te rogi? Bun, acum zic, Doamne ajută-mă și mă duc mai departe. Dar ai o relație cu cineva,
care vă întâlniți, să distrați din Biblie, să mergeți la o biserică, sau, a, zice, asta așa, din când în când. Observi, oameni care totuși sunt implicați în lucruri religioase, dar care nu au viață în ei înșiși. Și probabil, trist, sunt și printre noi persoane de genul acesta, referindu-mă nu neapărat în seara aceasta, cât la nivel de penticostal sau la nivel de baptiști, ca religie, ca și cult, da? Tocmai de aceea trebuie pus accentul de la bun început pe nașterea din nou, pe creșterea în voia lui Dumnezeu, după cuvânt, în planul lui Dumnezeu și, sigur, spuneam de, și se citea, mai întâi Vali a citit pasajul acela din Roman 12, e foarte important ca să înțelegem că Duhul Lumii are mai multe forme în care caută să ne atragă, să ne corupă și așa mai departe. Apoi vorbeam puțin și din Romani 8, 1 la 11 și chiar mai departe, am atins acel subiect sensibil, creștinul trăiește după Duh și acolo cine se îngrijește de lucrurile firii și de îndemnuri și primește îndemnurile firii, sigur, până la urmă ajunge la moarte. Cine ascultă îndemnurile Duhului, zice, va avea viață. Și apoi conclude, dacă aveți Duhul lui Hristos, sigur că în ziua învierii vom fi și noi înviați. Deci, observați, Biblia pune accentul pe esență. Cam toată discuția noastră despre moda lumii nu face parte din esența creștină, face parte dintr-o formă în care ar trebui să trăim în lumea aceasta, după care ne ghidăm sau nu ne ghidăm, ne luăm sau nu ne luăm. Sigur că e bine să o discutăm, e bine ca să o avem în vizor, tocmai că anumite aspecte să le vedem de la distanță și dacă se poate să ne ferim de ele. Ei, în seara aceasta m-am gândit și Domnul mi-a pus pe inimă să abordez tema aceasta puțin din perspectiva la Ioan 1, aici în capitolul 2, unde Ioan, apostolul, spune, începând cu versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Menționez același lucru ca și rândul trecut când era vorba de Romani 12:2. Doar sub aspectul că aici se referă nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Bineînțeles, eu cred că vă este clar, aici se referă la creație, da? Creația, tot ce ține de lumea aceasta, văzută sau nevăzută, este creația lui Dumnezeu, o putem iubi, putem ieși în natură, putem să ne bucurăm de natură, Biblia nu ne interzice lucrul acesta. Apoi, nu, cred că toți înțeleg că nu se referă la oameni, adică nu iubiți lumea, adică să nu iubești oamenii. Asta ar fi o absurditate, Biblia s-ar contrazice, nu? Precum și Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. La ce se referă acolo Biblia? Că a iubit oamenii. Dar aici, în aspectul acesta, nu se referă să nu iubești oamenii, care intră în contradicție cu multe alte versete, nu? Și cu atitudinea însăși a Domnului Iisus. Aici se referă la acel duh al lumii, la acel sistem al lumii, da? Pentru că aici și dezvăluie după aceea cele trei aspecte și spune foarte clar că și tot ce este în lume, deci vezi, nu pomenește nimic de om, nici de copilaj, nici de femeie, nici de băiat, da? Și pomenește aici Ioan exact la ce se referă când spune el lume, în sensul acesta clar, zice tot ce este în lume. Și spune pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Deci se află în atenția lui Ioan, ideea aceasta de un sistem lumesc, o lucrare care de fapt este păgână, te îndepartă de Dumnezeu, te scoate din planul Dumnezeu și chiar așa merge și spune clar. Dacă iubește cineva lumea, adică cele trei aspecte cel puțin care Ioan le descrie și le punctează clar, zice, dragostea Tatălui nu este în el. Aici este esența. Dragostea Tatălui nu este în el și noi vrem ca dragostea Tatălui să fie noi, adică lui Dumnezeu. Pentru că, la final, zice lumea, pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac, adică rămâne cu Dumnezeu. Ei, la fel spun, cum spuneam rândul trecut, din marea paletă a lumii, a Duhului Lumii, există și pârghia aceasta sau artera aceasta numită moda lumii, tematica din seara aceasta. Este foarte important ca puncte de aspect, ca puncte foarte clare
Și asta este valabil cu privire la tot ceea ce are atingere din partea noastră în lumea aceasta. Ce te motivează să faci ceea ce faci? Ce te motivează dacă e vorba de îmbrăcăminte, de ținută? Ce te motivează să-ți iei ținuta respectivă? Deci, eu cred că cel mai important lucru este să intrăm în esență. Da? Că dacă mergem la esență, atunci putem desprinde principii clare și precise. Foarte multe lucruri, mai ales legate de modă, precum și întrebările care sunt, nu le veți găsi răspuns alb-negru în Biblie. Da sau nu? Tocmai de aceea să și pun întrebări. Dar dacă te duci la principiul Bibliei, despre care deja noi am amintit și în alte secțiuni, frații noștri au amintit cu privire la alte tematici, da? Există doar două duhuri în lumea aceasta care lucrează în tot universul acesta. Este Duhul Lumii, Duhul Anticristului, Duhul care vine de la diavolul sau cum vreți să-l numiți. Și găsiți anumite trimiteri în Biblie pe linia asta. Sau Duhul lui Dumnezeu, Duhul de viață, puterea vieții, Duhul Sfânt sau tot ce vine din partea lui Dumnezeu. Ei, undeva tu te racordezi, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al apartenenței tale, tu nu poți să aparții la cele două lumi. Ori ești născut din Dumnezeu și cauți să faci vreo Dumnezeu, ori încă nu ești născut din Dumnezeu și atunci ești în păcatele tale, încă nu te-ai trezit la viață. Există sigur un punct, îl numim noi punctul acela confuz. Se amintește aici de tineri care au primit botezul cu Duhul, să nu să ne rugăm pentru ei. Și totuși s-au răcit. Își mai permit una, alta, poate unii chiar nu mai vin la biserică, acum ăștia pe unde sunt? Sigur că e foarte greu de identificat. Noi putem rapid să spunem, da, este pierdut, da, este lepădat, da, trebuie din nou să se întoarcă. Oricum, oameni care se răcesc au nevoie de o întoarcere, asta e clar. Oameni care păcătuiesc au nevoie de o mărturisire și de apropiere de Dumnezeu, asta e foarte clar. Dar exact unde sunt situații? Acum, îs cu Dumnezeu sau numai cu lumea? Sigur că nici nu ne interesează să dăm atât de clar un răspuns la subiectul acesta pe cât ne interesează pe oricine. Dumnezeu vrea să-l cerceteze și să-l conștientizeze că are nevoie în fiecare zi de o apropiere de Dumnezeu mai profundă. De unde ești, să te apropii mai mult de Domnul. În creșterea spirituală sau în decadența spirituală, în descreștere, dacă am numit-o direct, pe invers, nu există stop. Să știți, și tocmai și împărăția lui Dumnezeu în veșnicie, Ioan 17:3, viața veșnică este aceasta, care începe de aici, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci chiar și în veșnicie, tot îl vom cunoaște și tot vom aprofunda mai mult frumusețea, părtășia, dragostea lui Dumnezeu. Ei, cu atât mai mult aici pe pământ, să știți, nu este un suficient în care să se spună, Ionel, tu de astăzi nu mai trebuie să crești. A ajuns la perfecțiune, a ajuns suficient de crescut, eventual doar să păstrezi. Nu, întotdeauna va trebui să tind mai mult, mai aproape. Deci nu există o plafonare pentru cel care dorește cu Dumnezeu să intre în comuniune și să rămână cu Dumnezeu. Ei, dar revenind la nivelul acesta al lumii, al modei, al sistemului lumii, vă veți putea da răspuns singur la multe întrebări și vă veți putea opri din drumul vostru, din pornirea voastră. Dacă veți fi sinceri cu voi înși vă în relația voastră cu Domnul și să vă dați răspuns, ce mă motivează să acționez așa? Ce mă motivează să fac așa, să îmbrac așa, să-mi fac părul așa, să mă comport în felul acesta? Și o a doua întrebare care iarăși trebuie, sau o a doua semnalizare care un creștin ar trebui să-și o pună întotdeauna, cel puțin, atât ar trebui să spună, oare nu sunt o pricină potignire? Oare nu provoc pe cineva? Deci dacă neglijăm punctul acesta, vă aduceți aminte că la un moment dat Apostolul Pavel pentru noi, cel puțin așa cred, pentru noi partea asta nu este semnificativă. Cum tratează problema Pavel mâncările. Da?
Și la un moment dat, totuși, Pavel își ia timp și spune așa, măi, fraților, pentru unul, e o mare problemă că nu poate mânca din toate. Altul poate mânca din toate. Și ei erau în aceeași biserică, da? Și atunci apostolul Pavel, văzând frământarea asta între ei, caută să dea un răspuns. Un răspuns potrivit pentru ei, cei de acolo, care se confruntau cu situația aceasta. Sigur că pe alocurea și între oamenii care cred în Dumnezeu, la ora actuală, sunt în anumite părți, tot felul de mișcări de genul acesta. Ai voie să mănânci aia, n-ai voie să mănânci aia, din punct de vedere biblic. Nu, acum ai dietă sau ce faci, aia e altceva. Dar când e vorba să dea răspuns Pavel, face apel la ce? La dragoste. Că dacă chiar iubești, de dragul celuilalt, zice, auzi, nu face ca libertatea ta să fie vorbită de rău. Nu face ca lucrarea ta frumoasă să fie o pricepătenire pentru alții. Adică tu ai libertate, tu poți să mănânci din toate, fratele celălalt nu poate. Și tu când te întâlnești cu el sau tu când ai părtășie, tot timpul vă ciocniți din chestia asta, nu? Sau el merge acasă tot supărat. Căutați o cale de mijloc. Că el merge și spune foarte clar, cine mănâncă ar trebui pentru Domnul să mănânce, adică cu mulțumire, cu laudă în suflet, bucuros că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, toate bucatele curate, și cine nu mănâncă, la fel și el, să aibă tot o închinare înainte Dumnezeu, tot de dragul lui Dumnezeu. Eu nu mănânc pentru că așa consider eu, uite, nu mănânc. Ei, dar unde-i judecata? Acolo dispare atunci. Lucru care la noi e foarte greu. Noi ne batem acum. O perioadă, una din întrebări este și cu ceasul, de exemplu, da? Ceasul pe mână mă refer. Problema este, într-adevăr, dar am amintit rândul trecut, era o problemă, într-adevăr, pentru unii frați care așa s-au născut în credință. Au primit și nu trebuie uitat și contextul unde omul se naște. Din Hristos sau în Hristos, da? Ce cultură este? Cum sunt obiceiurile în afară? Și atunci un pocăit când se naște din nou, sau un om care vine la pocăință și este născut din nou, întotdeauna din cadrul acela cultural, el va căuta să devină mai atent, mai îngust, dacă pot folosi expresia aceasta, mai cu multă atenție la tot ce cei din societate și-au permis. Da? Și pe fondul acesta, ei de multe ori au emis anumite restricții pentru biserica lor, pentru că au zis, mă, să nu se mândrească. Sigur, dacă mergi doar la ceea ce suntem noi românii, acum 100 de ani, aproape în orice sat dacă mergeai, eventual avea primarul costum și eventual avea preotul costum. În rest, toți ceilalți aveau haine așa, cum le puteau face? La război de țesut, una mai groasă, alta mai subțire, dar nici aia subțire. Deci, gândiți-vă dintr-o dată să mă fi dus direct la ei în sat acum 100 de ani așa cum îs. Nu cu cravată, nu cu costum, nu știu, așa cum îs eu cum am îmbrăcat. Păi toți oamenii ar fi zis, mă, ăsta e pocăit sau e primar? Ăsta e pocăit sau e popă? Adică, pentru că ei aveau bani, la asta se referă, da, ideea. Pentru că termenul de comparație era la nivelul de acolo. Era la nivelul de acolo. Din pricina aceasta, Biblia nici nu se grăbește să enunțe foarte clar lucrurile acestea pământești de care noi ne folosim, să le identifice, să spună aia da, aia nu, aia da, aia nu. Da, în Vechiul Testament găsiți mulțime de prelegeri în direcția aceasta, da? În care evreii erau condiționați foarte mult cu privire la toate aspectele lor de viață. Lucru care, de fapt, până la urmă, unele le-au desfințat ei, altele au venit adăugate și când a venit Domnul Iisus Hristos, de fapt, ce a găsit? O formă. O formă, o religie. Dar nu l-a găsit acolo pe omul acela care ținea legea cu strictețe, cu teamă, cu reverență, cu iubire de Dumnezeu. Tocmai de aceea s-a dat și pilda aceasta a celui căzut între tâlhari. Păi tocmai preotul acela care păstra tot ce trebuia să fie păstrat, din punct de vedere al legii și al legii bătrânilor și a tuturor tradițiilor lor, tocmai acela n-a înțeles ce înseamnă mila, ce înseamnă bunătatea,
Levitul, la fel, care avea o strictețe foarte mare în el însuși, în tot ceea ce trebuie să țină de cântarea la templu sau slujirea acolo la templu sau fiecare levit, că nu toți erau cu cântarea. Avea o anumită lucrare acolo de făcut. Știi? Și Domnul tocmai asta vrea să le spună. Oameni buni, nu religie, nu tradiție. Sigur că avem nevoie de anumite forme, dar nu să le sfințim formele astea. Sigur că avem nevoie de o anumită ținută, dar nu să sfințim ținuta aceasta. Pentru că astăzi, de exemplu, dacă am votat o anumită ținută, peste 50 de ani, în mod sigur, ieși din context. Dar, pe scurt, cred că cei mai mulți ați văzut tot felul de reportaje cu menoniții din America sau din Canada, da? Cei mai înguști, cum se numesc? Amishii, da? Cred că cei mai mulți ați văzut. Ei, automat îți dai seama și când citești despre ei, rămâi așa un pic prost. Iertați-mi expresia, da? Adică, domnule, tineri până pe la 18-20 de ani îți lăsați în lume, pot să curvească, pot să-ți cumpere mașini tari, pot... Că sunt tot fel de reportaje, nu? Își trăiesc viața, cică, și unii dintre ei după aceea se întorc apoi în satul lor și îmbracă exact ca un călugăr de la noi, da? Haina aceea, forma aceea, se supun, dar nu au. Eu nu spun acum că toți sunt așa. Că în mod sigur sunt între ei și oameni sinceri. Sunt între ei și oameni cu suflet curat. Dar unii dintre ei nici nu au acceptat curentul electric. Alții dintre ei nu acceptă să lucreze mecanizat în agricultură. Și noi cei de aici ne spunem, chiar așa cere Dumnezeu? Și noi toți de aici zicem, sigur nu cere așa. De ce? Că noi nu suntem ca ei. Ei, dar alții, felul cum noi îl trăim, stau de afară și se uită, chiar așa cere Dumnezeu să fie penticostalii ăștia? Chiar așa cere Dumnezeu? Și acum voi trebuie să vă dați răspuns. Cere sau nu cere? Cum tu trăiești? De ce trăiești în felul acesta? Ce te motivează? Eu cred că toți ați văzut și oameni zis zmeriți în ținută, zmeriți în casa care o au, zmeriți în familia care o au, ce se străduiesc, dar totuși plin de mândrie. Ăsta e un paradox. Adică felul lor de a se pretinde. Vezi cu cine vorbești. Vezi că tu nu mă poți mustra, că cine ești tu să mă mustri? Deci asta deja automat înseamnă o atitudine a unui om care te vede, el e mai înalt ca tine, nu? Ce e asta? Mândrie. Spus pe direct. Mândrie. Aroganță. Tu vii să mă vezi pe mine? Da, de omul ăla e atât de zmerit, atât de umilit. De aceea Biblia se referă la această esență. Nu uitați, toate lucrurile acestea au de-a face în primul și în primul rând cu inima. Nu degeaba Domnul spune că El se uită la inimă. Prin aceasta nu vreau să desfințez nimic din ceea ce este bun și frumos. Că, nu uitați, din inimă ies afară. Tocmai aici e problema. Din inimă ies afară haina care o pui, să fii cool, să fii cel din tâi, să arăți, să pozezi, nu? Nu știu câte aveți de aici, de exemplu, fetele Instagram sau Facebook sau ce mai este acum, că tot apar tot felul. Nu știu. Și dacă aș avea deodată așa toate pozele voastre, să le punem aici, nu știu dacă chiar toate ați fi cât de cât la fel ca cum sunteți acum aici. În ținută, în zâmbet, în privire. De obicei, sunt multe, că doar ați văzut voi mai multe ca mine. Și la băieți sunt destule aiurea. De obicei, când pozezi acolo și pui ceva acolo, pui ca să atragă, pui să... Și nu te gândești că cineva, probabil, zice, cum stă fata aceasta? Parcă e de vânzare, parcă e de închiriat, parcă poftește ceva, parcă ar vrea ceva. Tu n-ai pus-o cu gândul ăla, da? Tocmai de aceea trebuie să fie varianta a doua, neapărat în ochii tăi și ai mei. Să veghezi, să nu provoci. Ei, dacă am ține cont de cele două dimensiuni, viața noastră ar fi mult mai simplă. Aici Biblia spune, și timpul deja mi-a trecut din cât m-am gândit eu să rămân la părțile acestea, nu uitați, pofta ochilor te duce întotdeauna să dorești, apoi să aplici, apoi să arăți și îmbinat cu pofta firii pământești, care are de fapt
relația aceea trupească, da? Din trupul nostru, sau pentru trupul nostru, sau pentru plăcerile noastre, căutăm să ne justificăm de multe ori chiar și cu Biblia. Asta nu e corect. Din contră, cu Biblia ar trebui să ne justificăm, să ne smerim, să ne umilim, să ne temem de Domnul, să nu avem nicio atitudine de mândrie, de aroganță. Și încă un punct aș vrea să mai citesc pe scurt din Coloseni 2. Aici iar e punctul acesta care deja în mare l-am amintit. Spune Apostolul Pavel aici celor care deja zice, de exemplu, versetul 12 cu 2, fiind îngropați împreună cu El prin botez, înviați în El, așa suntem noi. Noi cei înviați deja cu Domnul. Și apoi el zice mai departe, versetul 18, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Deci înseamnă că ăștia deja erau în alergare aceea, spre mântuire, cu mântuirea, cu Domnul, cu părtășia cu Domnul. Cum poate să se întâmple așa ceva? Zice, vin unii, zice, și printr-o smerenie. Uite că ăștia smeriți. Numai că ăștia se închină la cu totul altceva, la îngeri. Adică asta întruchipează tot felul de imaginații de astea așa spirituale, de tot felul, tot felul de înfrânări, că și spune el mai departe, da? Amestescându-se în lucruri pe care nu le-a văzut umflat de o mândrie deșartă. Pe cum acum? Și smerenie și mândrie. Exact ce vă pomeneam. Au o față de smerenie așa, de parcă Domnul ești atât de pioș, dar în schimb clocotesc în ei de mândrie că ca ei nu-s nimeni, ei știu, ei pot, ei dețin cheile împărăției, ei dețin toate secretele și aroganța aceea iasă în afară. Sigur, pentru cine are ochi să o vadă. Și zice, în felul ăsta, dacă vin unii de ăștia, îți poți pierde premiul chemării. Dar fiți atenți mai departe. Zice, dacă ați murit, versetul 20, da? Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr, o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită. Și, din nou, o smerenie și asprime față de trup. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Observați adâncimea lui Pavel. El nu se oprește doar la suprafață, zice, la suprafață. El zice, da, când te uiți așa, chiar e smerenie, chiar e asprime față de trup. Nu, frate, eu nu-mi permit aia, nu-mi permit nici cealaltă. Sigur că prin asta Pavel nu vrea să dezlege, fă tot și du-te oricum și fă orice. Oricum, prin întrebări se va da răspuns la mare parte din lucrurile acestea practice, da? În măsura în care voi putea, bineînțeles. Dar ideea și esența este, zice, auzi, astea nu-s de nici un preț, astea nu gâdilă deloc firea pământească, adică nu deranjează, adică nu o face să tresară. Și firea pământească stă la ea acasă. Acum, asta e cel mai mare risc, să vii la biserică, să și cânți, să și predic, să fii ani de zile aici, activ, și tu, de fapt, să treci din firea pământească. Și tu, de fapt, să-ți urmezi pornirile tale. Da, ai o smerenie, da, încă te și înfrânezi, încă te și lauzi cu asta, încă ai o mulțumire în suflet. Dou ca fariseu, postez, dau zecială, mă duc la închinare. E da, auză ce nu-s ca asta. Când încearcă stările astea, să știți că suntem pe punctul de a falimenta. Nu avem dreptul. Și dreptul nostru este să iubim, să mijlocim, să ne închinăm înaintea Domnului și să fim ca și Hristos. Doamne,